Ciao, ciao. Ce s-a întâmplat, Anti? Ia stă față în față. Dar ce s-a întâmplat? Ce ați auzit? Nu, eu n-am auzit nimic. Eu l-am văzut pe el mai devreme trecând în jos, dar n-am auzit. Și era băut sau ce era? Nu, dar nu. Se certau și nevasta și-a omorât-o? Nu i-am auzit deloc. Dar el cu cine stătea acolo în casă? Ei numai, eu amândoi și cu fiică sau erau. Așa de soț și soție, nu? Da. Și n-ați auzit gălăgie, n-ați auzit nimica? N-am auzit nimic, nimic. Eu stau în față, în față cu ei aici, dar n-am auzit nimica. Ce s-a întâmplat? Nu știu de ce a omorât-o. Nu, nu mai fi mare. Sărbuna. Salut. Loc sau ce, să, ce credeți că s-a întâmplat? Din ce cauză s-a ajuns la situația asta? Noi nu știm nimica, pentru ce, că eu nu i-am văzut niciodată pe oamenii ăștia să cete ori să se bată. Niciodată nu, nu s-au certat. Nu i-am văzut. Am înțeles că au avut nunta fetei în urmă cu 3 săptămâni. Da. Și acum fata tocmai să-i găsească în casă. Da. Asta este. Noi nu știm nimic așa. Noi i-am știut de vecini buni. Noi nu ne-am certat niciodată cu ei. Ei cu noi nimica. De ce să vorbim de ei de rău? Nu știu ce a fost în capul. Dar era gelos sau din ce cauză credeți că a făcut? Nu știu dacă era gelos. Nu știu dacă era gelos. Și acum s-a auzit vreo ceartă sau ceva? Nu, n-am auzit nicio ceartă. Nici o ceartă n-am auzit la ei și niciodată nu i-am auzit că se ceartă. Deci nu erau oameni cu probleme, nu, conflicte? Nu, noi n-am auzit. Situație mă gândesc că aveau, am înțeles că lucra la mine, a ieșit la pensie, da, nu? Da, era la pensie el. Era la pensie. În perete cu ei? Da. Și ce ați auzit până acum? Se certau? Ce fel de oameni erau? De 20 de ani de când stau eu aici, n-am auzit gălăgie la ei. Nu s-au certat niciodată? Și astăzi cum ați aflat de... Fii certat, dar poate fără să facă scandal. Nu, de zic, nu erau cunoscuți pe scară ca fiind oameni cu probleme. Și astăzi ce s-a întâmplat? Păi eu de unde să spun? Ce s-a întâmplat? Nu am de unde să spun. Nu mai ești. Dar cum ați aflat de crimă? Au bătut un domn polițai la ușă și să mă întrebe dacă știu ceva de noi. Altfel, stăteam liniștit. Nici nu știați că s-a întâmplat, nu? Da, bineînțeles. Îi cunoșteați bine, el lucra, avea o situație bună, el care era... Eu și la pensie anul trecut. Și mergeam împreună pe stradă, erau păi bine așa, adică... N-am auzit nimic vreodată de ei. Deci, la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara s-a constituit un dosar penal în care se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a survenit decesul unei femei în vârstă de 43 de ani. Femeie care se afla la momentul respectiv în locuință împreună cu soțul ei în vârstă de 43 de ani. Avea mai multe leziuni? A fost... Din primele examinări, deocamdată necropsia n-a fost efectuată. Din primele examinări rezultă că au fost aplicate mai multe lovituri cu cuțitul,
victima prezentând mai multe plăgi înjunghiate. Cei doi erau singuri în locuință? Singuri erau. Și ce vreau să vă întreb? Soțul ce a pățit? Soțul și-a aplicat și el o lovitură în zona abdominală cu cuțitul. A fost transportat la Spitalul de Urgență Petroșani, unde a decedat ulterior. Mai știm, adică am înțeles pe surse că fiica ar fi anunțat despre... Da. Deci fiica a pătruns în locuința victimei și autorului, presupusului autor al omorului, și a identificat pe cei doi într-una dintre camere.